Bună dimineața, Dani! Chiar dacă Mercur este retrograd, avem câteva zile de claritate și istețime. Suntem agili și ne dăm silința să facem față ritmului alert. Revin subiecte din trecut pe care acum le putem gestiona și este indicat să ne spunem punctul de vedere. Berbec, acest aspect te poate lămuri cu privire la acțiunile tale de zi cu zi. Poți deveni mai productiv și mai eficient și astăzi vei și împărtăși ideile pe care le ai. Ai grijă la excesul de zel. Taur, este o zi foarte bună să-ți stabilești prioritățile, dar s-ar putea să revină un proiect pe care l-ai refuzat mai de mult. Acum ai putea să pui bazele acestui proiect. Alți tauri pot primi o sumă de bani considerabilă. Gemeni, dacă ai senzația că ți s-a făcut o nedreptate, acum este momentul să te exprimi și să susții cauza. Alți nativi vor ști ce alianțe le pot aduce beneficii. Rac, s-ar putea să regândești direcția profesională, dar și cum vrei să fii perceput la nivel social. Nu este încă momentul să acționezi, însă apar informații noi la care nu ai avut acces până acum. Leu, ziua aduce o soluționare în cazul unor documente sau primești susținere din partea unor persoane cu expertiză. Cert este că proiectul tău are trecere și istețimea ta va fi apreciată. Fecioară, te poți repoziționa față de anumiți parteneri și aceste relații se pot transforma, mai ales dacă existau tensiuni sau secrete. Rămâne la latitudinea ta dacă îți anunți și superiorii. Balanță, un fost partener de viață te poate contacta să clarificați niște aspecte ale poveștii voastre. Acum poți înțelege și perspectiva celuilalt. Alți nativi pot discuta despre oficializarea relației. Scorpion, ritmul ar putea fi destul de alert și nu este exclus să resimți acest lucru la nivel fizic. Îți poți optimiza rutina astfel încât pe termen lung să nu ai repercusiuni. Săgetător, nu duci lipsă de oferte în perioada asta, fie că sunt profesionale, fie că sunt romantice. Ziua aduce negocieri și discuții despre un posibil parteneriat. Capricorn, vei stabili limite destul de clare cu privire la atribuțiile tale casnice, mai ales dacă este un subiect ce plutește în aer de ceva vreme. Unii nativi pot lua în calcul o mutare. Vărsător, ai parte de claritate în legătură cu un proiect și abilitatea ta poate aduce bani. Surpriza vine din partea cuiva apropiat care își poate face cunoscute sentimentele. Pești, poți purta discuții cu membrii familiei despre posibilitatea unor venituri. Chiar dacă simți nevoia de susținere, decizia îți aparține și lecția este să te bazezi pe forțele tale. Acesta a fost horoscopul, să avem un weekend liniștit. Și mai multe puteți găsi pe contul meu de Instagram, Adina Moraru.